Mă bucur întotdeauna că în spațiul bisericesc depășește zidurile biserici. Pentru că orice colțișor cu icoane, cu candela aprinsă, dintr-o casă de țară, dintr-un apartament de oraș sau dintr-un castel mai somptuos, nu este altceva decât o extindere a bisericii. Iar în spații precum cel în care ne aflăm, spațiul de expoziție, devine pentru o clipă prelungirea bisericii. Găsesc rostul acestor expoziții atât în dimensiunea artistică a ceea ce este expus, dar ceea ce mă preocupă mai mult în dimensiunea misionară. Sunt oameni care, dintr-o pricină sau alta, nu sunt obișnuiți cu spațiul bisericii. Prea multă lume, prea multă tămâie, prea mulți oameni care ocupă anumite locuri acolo, dar intră în spații precum acesta. Poate sunt mai exigenți în ceea ce privește aranjarea exponatelor, dar o expoziție cuprinzând icoane împlinește același rost pe care îl are colțișorul de icoane în casa omului, adică rostul de extindere a bisericii. Și un om care privește cu atenție, dincolo de culori și de artist, și vede chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului, al Sfinților Îngeri, nu se poate ca o fibră, chiar nesesizată nici măcar de el însuși, atenției sale să nu fie atenție. De aceea, rolul misionar al unei expoziții de acest tip este evident. Și mă bucur că în organisme precum galerii oficiale de artă își fac loc prin mila Domnului, de fapt au revenit după o absență de mulți ani, au revenit icoane, ouă încondiate, cruci, chipuri de sfinți. Îmi exprim speranța că astfel de lucruri vor fi tot mai prezente, dar mai ales că vor fi mai mulți însetați de frumusețe decât trebuie să recunoaște sunt actualmente. După spusele unui mare artist, frumusețea va salva omenirea. Și de ce o va salva? Pentru că o frumusețe autentică nu poate fi făcută, nu poate fi sesizată, realizată decât în legătură cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu este frumusețea prin excelență, care se revarsă valul, cascadă peste cascadă asupra umanității. Depinde dacă umanitatea se arată receptivă, permeabilă la acest aflux de frumusețe divină, fără de care omul nu poate viețui autentic aici pe pământ și nu își poate găsi nici loc în împărăția cerurilor. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc celor care au expus, celor care au lucrat legal acolo, într-un colțișor necunoscut, pentru că s-au hrănit ei înșiși de frumusețe și au avut capacitatea să ofere și altora acest duh al frumuseții dumnezeiești. Mulțumim, doamne. Mulțumim frumos.